Comerțul intern din Chișinău va fi restructurat. În loc de piața centrală, va fi doar un centru agroalimentar. Comercianții cu produse nealimentare vor fi mutați la periferiile orașului. Anunțul a fost făcut de către primarul de Chișinău, Dorin Chirtoacă. În perimetrul centrului municipiului Chișinău ar trebui să rămână doar piața centrală cu o activitate agroalimentară, legume, fructe, lactate, brânzeturi, carne, așa cum a fost ea pe vremuri istoric. Celelalte piețe de haine, de mărfuri industriale și așa mai departe ar urma să fie strămutate în sectoare sau, nu știu, la Calea Basarabiei, în altă parte. Autoritățile nu știu însă cât va dura și când va începe restructurarea. Chirtoacă spune că în cel mai apropiat timp primăria va începe abia să informeze pe agenții economici pentru a se pregăti din timp de schimbări. Prima dată începem cu înștiințarea și cine va pleca mai repede va găsi locuri mai bune în sectoare. Aici trebuie să înțeleagă și ei că pot avea un avantaj. Important este că nu avem cale de întoarcere. Într-un an, în doi, în cinci, dar nu există cale de întoarcere. Autorizațiile nu vor fi prelungite. Dacă cineva se pregătește de proteste, este dreptul lor, dar asta nu va schimba poziția și decizia primăriei. Totodată, primarul vrea o lege nouă potrivit căreia poliția să poată sancționa comerțul stradal. Săptămânal vom solicita Parlamentului și Guvernului să modifice legislația în așa fel încât să putem sancționa comerțul ilegal pe stradă, să-l putem pedepsi cu amendă și respectiv evacuarea, confiscarea mărfii. Dorin Chirtoacă a mai adăugat că pentru agenții economici care au autorizație de activare până în anii 2019 sau 2020, termenii vor fi renegociați. Schimbările sunt incluse în strategie de dezvoltare a comerțului intern în municipiul Chișinău pentru perioada 2015-2020.